Bine te găsesc, astăzi 3 martie, în a treia zi de provocare din luna fericirii. Sunt Irina Vasilescu, antrenor de fericire și autoarea cărții Fii fericit acum și iată ce îți propun pentru astăzi. Unul din motivele pentru care nu suntem fericiți sau nu avem o stare de armonie, de liniște, de echilibru cu noi înșine și cu ceilalți, este pentru că locuim foarte mult cu mintea, cu imaginația, ori în trecut, ori în viitor. Tocmai de aceea, una dintre modalitățile cele mai simple și mai ușoare de a sta, de a rămâne fericit, de a sta în echilibru și în armonie, este să stai în prezent, să fii în aici și acum. Și metoda cea mai ușoară de a fi în aici și acum este să-ți simți corpul fizic și să respiri conștient. Tocmai de aceea, astăzi îți propun un exercițiu foarte simplu, care are darul de a te face fericit pentru că te va ține în prezent. Și acesta este un exercițiu de respirație conștientă. Te invit să respiri împreună cu mine de 3 ori și desigur ar fi minunat dacă ai putea continua acest exercițiu de unul singur sau de una singură, respirând de cel puțin 10 ori și de cel puțin 2-3 ori pe zi. Iată ce vom face. Vom inspira împreună, profund, abdominal. Și pe măsură ce inspiri, inspiră fericire. Imaginează-ți că inspiri fericire și expiri fericire. Încă o dată, inspiră profund, inspir bucurie, expir bucurie. Și încă o dată, inspir pace. Expir, pace. Atât de simplu este exercițiul. Îl poți face cu orice altă emoție înaltă care îți place ție. Poate fi armonie, poate fi pur și simplu încredere, curaj sau pur și simplu soare. Inspir soare și lumină. Inspir și expir soare și lumină. Orice altă emoție alegi este binevenită atâta timp cât este o emoție care te susține. Îți doresc o zi fericită și ne vedem mâine. Practică, practică, practică respirația conștientă. Numai bine!